În acest moment, noi am avut un Consiliu Politic Național și am stabilit un calendar. Deoarece mandatul meu și a colegilor mei din conducerea partidului expiră pe data de, cred că, 22 august. Au împlinit cei 4 ani. Pe 23 statutului. Întoarcem armele împotriva... Da. Și este normal, pe 24 august vom avea congres. Bun. Vă spun cu certitudine. Voi candida la funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Și dat fiindcă președintele Partidului Social Democrat candidează de regulă și fără excepție la președinția României, urmează să, nu? În acest moment avem o comisie care face calendarul de depuneri pentru funcția de președinte al partidului, cum se face lista de moțiune, întreaga echipă, care este calendarul pentru cei care doresc să participe la competiția internă pentru funcția de președinte al României de această dată, nu al PSD-ului. Există o procedură? Bineînțeles. Va fi toată această procedură și este corect, la fel ca și ceilalți. Domnul Ciolacu, suntem noi doi și nu ne mai aude nimeni. Dumneavoastră chiar vă închipuiți că vă va contracandida cineva, atât la președinția PSD? Eu sunt ferm convins. Cât și la președinția României? Dar este corect față de colegii mei care doresc să candideze, să urmez la fel ca și ei acest calendar. Bun, urmați, deja mi-ați dat jumătate de știre, cum ar spune Cristoiu. Dacă urmați același calendar cu colegii noastră, înseamnă că intenția de a candida la președinția României există. Așa este corect, în primul rând. Vom vedea până pe 24 august, de alegem șeful partidului și, pe urmă, să alege candidatul pentru funcția de președinte. Domnul Ciolacu, când m-am apucat eu de scris politică, eram mult mai tânăr și mai entuziast. S-a întâmplat în 1995. Peste un an de zile au fost alegeri. Și de atunci tot sunt alegeri, din 4 în 4 ani, din 5 în 5 ani după care. Așa e democrație. Niciodată nu s-a întâmplat ca președintele PSD să nu candideze la prezidențiale. Vreți să fiți dumneavoastră prima excepție? Este posibil. Este posibil. E posibil? Orice. Este posibil orice. N-am o reține. Nu. Știți, nu sunt un om încrâncenat. Nu, dar sunteți un om care a urcat treaptă cu treaptă în ierarhia politică, domnul Ciolacu. Am pornit de la tineret. Acum, s-a mai întâmplat un fenomen. Fiind toate alegerile în același an, Congresul a căzut cumva între cele două alegeri. Da. Între alegerile europarlamentare și locale și alegerile generale și cele pentru funcția de președinte al României. E normal... Acum, eu îmi doresc să aduc oameni și oameni noi în conducerea partidului care au fost confirmați de votul românilor la fostele alegeri. Oameni tineri, cum vă dau un exemplu, domnul Șoldan. Da, de la revelația Suceava, de la Suceava. Domnul Simonis, de la Timiș. E domnul Hopincă, de la sectorul 2. De altă parte... Da, trebuie să-i voteze și delegații dincolo de profesionalizarea unui partid trebuie să fie făcută mereu și ciclic. Voi deschide și pentru oameni noi care au confirmat în viața lor, de zi cu zi, anumite lucruri, voi deschide partidul pentru acești oameni la acest congres. Există acești oameni noi, în realitate, care vor să se alăture PSD-ului și porțile partidului au fost închise până acum pentru ei? Nu știu dacă au fost închise, au fost deschise mereu. Dar îmi doresc cu această candidatură pentru funcția de președinte al partidului să deschid iarăși larg ușile și pentru alți oameni care, repet, au confirmat. Deci, profesional, fiecare, nu oameni care au pus o amprentă în dezvoltarea acestei țări. Eu înțeleg și tactica politică, strategia de a anunța cât mai târziu o eventuală candidatură la... Nu mă credeți un om așa... Eu sunt un om simplu, domnule. Nu e nicio tactică. Păi da, dar asta e foarte complicat în legătură cu anunțurile decisive privind cariera noastră politică. Dar sunt un om care își respectă colegii. Eu mă respect colegii. Suntem prieteni, domnule. Așa. Nu mai e dușmănie la PSD. Mă amintesc cum era. Nu. Avem un climat normal. Avem idei diferite. Avem dispute. Suntem camarați și prieteni. Dacă președintele nu îi respectă, tot acest climat pică. Va lua pe surprindere anunțul. Sunt lucruri și principii pe care le respect și cer colegilor mei să le respecte și ei. Am făcut prea multe greșeli.
Mai e vreun scandal în Partidul Social Democrat? Păi nu, dar vă asigur că din momentul în care vă veți anunța candidatura la prezidenție, și eu n-am dubii, anumite solicitări, se cred unii mai buni decât alții, e normal. Își dorească, dar nu e o dușmă. Dacă dumneavoastră aveți, vorba doctorului Oprescu, scheleți în dulap, vă asigur că scheleții aia se vor revărsa pe ușa întredeschisă a dulapului, indiferent când vă veți anunța candidatura. N-am furat, n-am dat în cap, nu mi-e rușine de nimic din ce am făcut în viața mea. Am muncit toată viața. Mi-am respectat familia. Am un copil normal. Să vă trăiască. Dă rezidențiatul anul acesta, îi doresc succes și lui. Am și o fată mai nou, că s-a căsătorit și mă bucur mult. Despre mă speriați cu aia cu am și o fată mai nou, că mă gândeam că v-ați apucat Mi-am dorit toată viața să am și o fată. Uite că fiul meu mi-a făcut această bucurie. Așa, mă fac și bun. Bunic. Deci, domnul Ciolacu, repet, dacă există informații compromițătoare despre dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că nu există. Never say never. Credeți niciodată... că nu s-au spus, nu s-au căutat în toată... Într-o cursă asta prezidențială apar niște noutăți la care nu te-ai aștepta niciodată, domnule președinte. Deci, în politică să nu fie frică de ce ai făcut. Deci, și de ce n-ai făcut? Despre ce se poate inventa despre tine. Și asta e o chestie. Păi da. Și... Nu. Okay. Dacă voi decide să candidezi, dacă voi primi votul colegilor mei și prietenilor mei și camarazilor mei, atunci o să-mi asum și acest lucru. Mai este până atunci. Mai deci, o săptămână, dacă două. Partidul vă... Oricum o să-mi anunț într-un cadru organizat în România. Dacă partidul vă cere, nu refuzați, nu? Nominalizarea. Haideți că nu facem parodii. Păi ce parodii? Nu, eu comunic cu președinții. Astăzi m-am întâlnit cu cel puțin 6-7 președinți de organizații. Comunicăm între... De-aia n-au servici, n-au treabă pe acasă. Repet, sunt un om normal. Eu am rămas și asta este bucuria vieții mele. Faptul că am rămas și voi rămâne mereu un om normal, indiferent de ce funcție am obținut sau ce calitate am. Vreți să vă enervez un pic? Mă rog. Hai să încercăm. Dacă tot ați anunțat... S-a dus un pic presiunea că în sfârșit am venit cu ploaia. Exact. Dacă tot ați anunțat că sunteți gata să deschideți ușile partidului pentru figuri noi care au confirmat, vă dau eu un nume. Mă rog. Tânărul Mircea Joană, secretar general adjunct de succes al NATO, care tocmai își termină mandatul. E deschisă poarta și pentru el și pentru o eventuală candidatură? Nu și-a exprimat dorința. Știți că primul lucru trebuie să-ți exprimi, să dorești. Domnul Joană a fost președintele partidului. Absolut. Și a fost și exclus de două ori din partidul care președinte. A fost și exclus de vreo două ori. Deci a avut o viață tumultoasă. Domnul Joană, dacă vreți o părere personală, dumneavoastră cu certitudine va candida. Îi urez succes. N-am avut o discuție cu dânsul aplicată pe vreo candidatură sau... Vă e teamă politic vorbind că o parte a PSD-știlor l-ar putea vota pe Mircea Joană chiar și independent la președinția României? Nu știu, poate sunt PSD-ști care au părere bună despre el. Și împărțim ca la București. Da. Ați văzut că n-am avut niciunul dreptate. Domnule, hai să lăsăm pe român să voteze. Păi da. Păi da, nu spuneți mie că dumneavoastră nu vă faceți strategiile și în funcție de niște calcule pe care faceți înainte prin sondaje, spre exemplu. Foarte mulți români au avut funcții în afara țării. Dacă am cea mai mare a domnului Joană. Oricât de simpatic sau... Eu mi-aș dori și mai mulți români să ocupe funcții în alte... Păi am avut unul care a candidat la NATO, dar nu s-a susținut decât el pe sine. Hai să vedem ce am realizat pentru țara noastră, că totuși ești român. De ce te-ai dus acolo? Ce ai făcut? Cu ce ai ajutat România? Un soi de bilanț al domnului Joană? Păi ce, eu nu vin la dumneavoastră și îmi fac bilanțul? Ce am făcut de când sunt premier? Bă, de ce te-ai dus în Turcia? Uite, domne, am rezolvat cu buletinele, am început negocierile, este partenerul comercial numărul 1. Avem proiecte și astăzi am avut cu companii. Păi așa, și dacă vine Joană și își face un bilanț în sfârșit de mandat, și domnul iese bine. De ce te-ai dus, domne, nu știu unde? În Ucraina. Domne, am terminat cu limba moldoveană. Domne, de ce te-ai dus în Germania? Am început parteneriatul strategic cu Germania. Cele mai multe companii, partenerul principal din Uniunea Europeană.
Nu e normal să dau explicații. Mă întrebați, că sunt bani publici, sunt și banii mei și banii dumneavoastră. Păi stați un pic, bani publici sunt până la urmă și cei de la NATO, că și aia, bugetul NATO se formează prin niște vărsăminte, ca să vorbesc în limbajul finanțiștilor, de la bugetele statelor membre, da? Așa și domnul John e pe bani publici acolo. 85, categoric sunt bani publici. Bani din contribuțiile statelor, da. Normal că sunt bani publici. Asta este... Păi, asta este abordarea pe care mi-aș dori eu, ca și cetățeanul, ca și candidat sau prim-ministru. Domnul Ciolacu, sunteți doi oameni politici experimentați, maturi, care au confirmat fiecare în felul lui în politica românească și nu numai, da? Nu, asta n-ați vorbit niciodată cu Joan în ultimii nu știu câți ani de zile, nici măcar la nivel de politețe. N-am avut nicio discuție. N-am avut nicio discuție instituțională. Dânsul din funcția de secretar general adjunct al NATO și eu din funcția de prim-ministru. Am avut discuții cu domnul Joan. N-am avut niciodată o discuție aplicată în ceea ce privește candidaturile. Da, și neaplicată. Nu știu, bă, ai de gând să candidezi, ne batem între noi, ce facem? E posibil să am o astfel de discuție cu domnul Joan. Dar e ceva normal, domnul. Vă repet, eu nu sunt un... Ați început măcar de... N-am apucat niciodată să stăm să bem un pahar de vin sau să stăm de vorbă. Dar de când ne promitem în particular. Ne-am cunoscut în emisiune. Dumnezeu, chiar sunt un om simplu, sunt un om deschis, n-am probleme. Dacă e un proiect, avem un proiect pentru țară, ok. Ce înseamnă dezvoltarea? Dacă avem chimie unul cu altul, gândim la fel, avem aceleași principii. Nu, dumnezeu, n-am veleități, n-am... Domnul Ciolacu, ultimul sondaj de opinie. Vorbim de soluții. Apropo de soluții, ultimul sondaj de opinie